Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi facem gogoși cu lingura, așa că rămâneți lângă mine să vedeți ingredientele și modul de preparare. Pentru aceste gogoși, eu o să folosesc 2 ouă, 150 de ml de frișcă, smântână pentru frișcă, 50 de grame de zahăr, 250 de grame de făină, o linguriță de praf de copt și coaja de la o lămâie. O să avem nevoie de ulei pentru prăjit gogoșelele. Ne apucăm de treabă. O să frecăm puțin ouășoarele cu zahărul. Așa, o să răzuim și coaja de la lămâie. Am amestecat și coaja de la lămâie. Adăugăm și frișca. Amestecăm puțin și începem și adăugăm făina, amestecăm și praful de copt cu făina. Și incorporăm aici toată făina. Dragilor, am pus ulei la încins. O jumătate, 600 de mililitri de ulei. Și acum luați cocă în linguriță și o formați așa un rotund. Vedeți cum fac eu, așa face și voi. Și punem la prăjit. Aceasta este procedura la gogoșelele noastre. Încercăm să le facem cât mai rotunde. Dragilor, ne cam apropiem de terminat de prăjit gogoșelele noastre. Ați văzut foarte rapid, foarte ușor și sunt de efect. Ia uitați-le ce frumușele sunt. Rotunjele. Le dăm și pe o parte și pe cealaltă ca să fie bine prăjite. Dragilor, am terminat de prăjit gogoșelele, așa și atâtea ne-au ieșit. Vedeți ce frumușele sunt. Acum, după preferință, le pudrăm cu zahăr pudră sau le puteți umple cu frișcă, cum vreți, așa le serviți. Ați văzut, este o rețetă ușoară. Sper să vă placă, să îmi spuneți dacă v-a plăcut, că eu vă aștept tot timpul cu un comentariu. Haideți să rupem una, să vedem cum este și în interior. Ia uitați-o. Așa arată. Totul
copt. Totul foarte, foarte bun. Ia uitați. Și un miros, o aromă nemaipomenită. Aceasta a fost rețeta mea de cocoșele cu lingura, cu lingurița de astăzi. Sper să o încercați, să vă placă și să ne revedem la următoarea rețetă cu mult drag. La revedere!